Ideea stă în felul următor. Hai să desfacem o trusă medicală auto, da? Le-am pus acolo pe bolidul lui Răzvan, ca să le vedeți. O să care le filmăm. Are ITP-ul proaspăt făcut live. Live, exact. Desfacem triunghiurile. Folosim un stingător din ăsta auto. Da, facem un fel de review și unboxing la kitul de siguranță auto, corect? Corect. Tu ai desfăcut vreodată? Da. Bun. N-am folosit extintorul, în rest l-am desfăcut. Stai că îl folosesc eu pe tine mai... Imediat. No. Te dau cu puțin spray. Facem așa. Ce vrei să desfaci prima dată? Păi hai să desfacem trusa medicală, nu? Ai onoarea. Ia, dă-mi cu-a. Să o desfaci. Deci la mine toate trusele pe care le-am avut... Expirate și sigilate. Expirate și sigilate. Niciodată n-am folosit așa ceva. Se practică, dar să știi că e foarte bună. Ia. Păi stai să vedem, că nu știu dacă se vede foarte bine. Stai o forfecuță. Vedem acum, să filmăm și așa. Hai că deschid eu. Ia. Deci, ia. Salvează, primul ajutor, salvează vieți. Și uite, ai și instrucțiuni, da? Mamă, ce tare. Stop cardiac. 5 minute decisive. Aveți obligația morală. Bine, asta n-am mai văzut. Uite, ți-a arătat marfă. Mișto, uite. Păi da. Vezi, trusă de calitate, doar la Ritter ITP. Da, da. Am auzit de tine. Ai auzit de mine, nu? Așa. Așa, bun. Și avem pansamente. Deci e bine să citești asta. Da, da. Pansamente. Mamă, câte pansamente. Deschide, scoate tot. Ridică. Ok, lăsăm cutiuța la o parte. Da. Avem. Și fă un unboxing. Acum, dacă zic greșit, să nu mă înjurați că păi, nu sunt asistent medical. Nicio. Nu sunt asistent medical și nici medic. Ce asta? Trebuie să fie pansament steril ceva. Pansament. Așa. Tot un fel de pansament, dar cred că alte dimensiuni. Da. Astea sunt pansamente toate. Ia, uite, mai aici un manual. Da. Trebuie să facem repede, că dacă ai o problemă, nu să stai să citești tot abecedă, dar să citești înainte. Exact. Ne uităm după alel. Ok. Vreau să văd așa, la prima strigare, ce... Okay, ce okay. Ce stă de bani ești? Da. Uite, ăsta, cred că e scociul să, scoci, să exact. Te legi după ce te-ai bandajat, bănuiesc eu. Aha. Așa sunt prea multe. Astea? Așa. Ce sunt? Pansamente. Ok. Comprese sterile, pansamente, cred că da, toată aia e. Aha. Ăsta este... Ce este? Nu știu. Hilfe, mânuși, han shui. A, mânuși chirurgicale, exact. Corect, bun. Să ți le pui pe mână. Eu rup și puțin în german, în cazul în care nu știi. Bagă nasul aici. Du-te, bă, de aici. Farfecuță. Da. Pentru pansamente. Mm-hmm. Mască. Ce tare, uite, căutam mască mai devreme. Da, China. Așa. Asta e China. Da, da. Păi se vede pe ea. Așa, așa. Și asta este? Retungzdeche. Folie izotermă, dacă, dacă ai arsuri. Ok, arsuri, da. Pentru arsuri. Da, 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 da. Bun. Și ce mai e pe aici? Mamă, vezi că are multe. Da, știu, am mai desfăcut. Foarte tare. Știam de foarfecă, de pansamente, de, știi? Da. Mă, dar după mintea mea, ori am văzut eu în altceva, set pansament. Asta astea sunt cervețele umede pentru curățarea pielii. Bandaj elastic. Ok. Mânuși chirurgicale, de unică folosință. Termo așa, un scoci, foarfecă. Așa. Da, bandaj triunghiular. Okay. Stai, cred că pentru mână. Da, 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 da. Da? Mai multe... Pansament. Dimensiuni. Mai din ce mi-aduc aminte, scoci, ori am văzut pansamente, eu, ori am văzut într-o... Ce? Toate pansamente astea. Okay. Dai seama, ai aici, ai aici, sunt 5 pasageri. Da, da, da. Să ajungă la dacă toți. Unul are mâna, unul are cap, unul are piciorul, unul are degetul, unul are nasul și mai departe. Sau la cap, că dai în volan, bam, și aici te bandajezi la cap. Bun. Da. Eu ce nu înțeleg, ori am văzut eu, ori cred că delirez, așa. Eu știu că era un mic dezinfectant. O betadină, o spirit, știam că ar trebui să fie. Nu e aici. Văd că nu e, de asta zic, că știu că ori am văzut eu undeva... Ia vezi, că e inventarul aici și ia citești. Nu cred că e inventar, nu. Adică, bine, acum cred că trusele nu sunt toate la fel. Nu, dar cred că au un standard. Da. Să conțină ceva minim. Păi, ceva minim, foarte că bandaje, uite, de-astea termo. Uite, mă, aici, vezi ce tare? Da, da, da. Toate limbile. Da. Bine, foarte... problema e că, din nou, ăsta trebuie să o desfaci înainte, să știi exact. Ce trebuie să cauți, unde să cauți, că în momente de panică și de șoc sau ești rănit, nu mai stai tu să citești abecedar. Da. Aici apuci. Uite, ți arată, vezi? Ani. Da. Casca de moto. Da. Vezi cum o scoți. Și asta e valabilă până în... A, uite, mă, aici scrie ce are pe ea. Ia. Inventarul. Da, bandă adezivă, o bucată, set pansament steril, bun, măcar să citești asta, exact. Dacă nu desfaci. E valabilă până în 2028. Folie izotermă, pachet două bucăți, așa, foarfecă, mânuși, șervețele, mască medicală, instrucțiuni, bandaj, foarfecă. Deci nu ai un dezinfectant. Eu da, zic că era bun un spirit sau o betadină din aia. Da, dar s-ar putea să nu fie în... În ăsta, s-ar putea să fie la altele. Da. De aia zic, eu cred că am să văzut la altele. Să nu fie în prevederile legale trecut. Da, și atunci... au pus doar minimul necesar. Exact. Adică nu e o trusă premium. E o trusă de nevoie minimă, bun.
și să respecti legislația. Deci fii atent, legea spune așa, da. La orice autovehicul până în 3,5 tone, trebuie să ai trusă, tingătorul, două, trei unghiuri și vesta e doar la auto-utilitarea peste 3,5 tone, dar e bună, tu ai mașină. Ce ai, mă, e genială. Ce, ia, ce tu ești, ești tu, e compactă, nu te încurcă. Da, o bagi la roata de rezervă, jos. Da, 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 da. Și e foarte bună. Bine, acum nu e pe mărimi. Nu e pe mărimi. Ba, eu cred că e pe mărimi. Zici că ești de la drumuri și poduri. Păi e bună de mine, de tine nu prea. Da. Păi de mine fără să o închid. Deci de mine, păi uite, pe că mi-e mică mie, naiba. Da, ia, e pe măsură. Ce, măsură? XL. XL? Da. Nasole tine. Da. Da, mă, dar eu o țin deschis așa. Da. O, deja s-au pus muștele pe mine, că sunt exact colorat. Da. Deci asta adică e o veste, e foarte bună. Da. O veste reflectorizantă. Și de exemplu, la noi costă size XL. Stingătorul 50 de lei, triunghiul 23 de lei, trusa 46 și vesta 13 lei. 13 lei te pot ajuta să salvezi viața. Te vede noaptea. Triunghiuri. Ia, desfă-le. Triunghiul știi cum se montează, da? În față și în spate, din ce știu eu. Da? La ce distanță? 25 de metri. 20 și ceva de metri. 25. 25. Da? Dar bine, ideea în Germania e... trebuie doar un singur triunghi, că ești pe autostradă de multe ori și n-ai nevoie decât de un singur, un singur păi sens. Păi da, că pe partea cealaltă, na. Da. Nu... Deci e destul de simplu de pus. Și îl pui cu partea reflectorizantă înspre trafic. Exact. Astea se pun ca să nu ți le ia vântul. Da, sunt piciorușele să stea. Să stea, da. Să nu se culce. Ăsta trebuie să îl pun așa. Ia, stai așa. Da, așa, exact. Așa se desface și se pune cu partea asta către sensul de mers, da? Exact. Că poate te prinde și noaptea. Și măsori, măsori pașii. Da, două și... Na, plus minus, acum nu e da, exact. Da, măsori pașii. Și pui asta unde ai avut... pe sensul de să mers, nu încurci circulația. Da, ca să se vadă și noaptea cu farurile. Exact, cam așa ar veni. Da. Și pe celălalt îl pui în față. Deci e foarte simplu de pus. Da, e... în față îl pui pe celălalt. Da, invers, așa. Da, ca acum, să te vadă cei care vin din față pe celălalt sens. Dacă ai o pățanie pe autostradă, numai da, unul singur folosești. Exact. Pe spate. Pe spate, da. Ăsta e triunghiul, ai două. Și ăsta e extintor. E obligatoriu să ai două mașini. Da, da. Așa, ăsta trebuie hai să-l desfaci și să-l scoți. Da? Hai să te dau cu spray. L-am scos. L-ai rupt? Da. Ăsta rezolvă problema la ceva încins, un scurt, dacă ai foc de tabără la mașina ta, da, subiect închis. Îți da? Trebuie măcar 10 de astea. Deci ia asta foc și începi. Ce să facă, mă, ăsta, acuarele? Ce e asta? Bă, consumă-l pe tot acum. Gata. Frate, e jalnic. Frate, ăsta e, da, n-ai, nu prea ai ce să stingi cu el. Dar așa se folosește. Deci cu asta stingi o țigară, maxim. Da. Sau ceva care e încins, un da, scurt. Mă așteptam la ceva, presiune, șmecherie. Da. A dus jumatea deja. Dă-ți puțin pe Adidas. Miroase urât. Bine, sunt convins că are da, putere de stingere mai mare decât apa. Da. Dar deja e gol aproape. Da. Păi cât are? 600 de mililitri? Nu știu, eu sunt dezamăgit de ăsta. Foarte dezamăgit. Păi ai mai testat vreunul ca să... Nu, să... de ăsta nu. Pe care de ăsta? Ai testat de ăla? Extintor? Da. De ăla poate. Da. Ok. Așa. Dar de ce dai cu stingătorul ăsta? Zici că uzi gazonul. În primul rând, hai că poluăm. Și în al doilea rând, dezamăgitor. Deci ăsta e numai pentru ceva fin. Dar ce vrei, să cari din asta? Ăsta e altceva. Nu mă așteptam să fie ca ăsta, dar mă așteptam să fie mai densă mai pulberea. A, ok. Sau jetul, știi? Fii dezamăgitor. În filmare. Și deja e aproape gol. Da. Repet. Da, îți trebuie... Deci ăsta stinge, ți-a luat foc alternatorul, s-a încins da, motorul, s-a prăjit un cablu... Nu știu, un început de incendiu. Dacă ai incendiu, poți să uiți asta exact, și să fugi. Da. Înțeles? Da, da, vezi. Ești de acord, da? Legea spune da, asta că... cere. Dar nu exact, poți să cari masa după tine, ce n-ai. E care cât puterea de GPL, ce naiba. Da, da, da. Vino mai încoa. Știi? Bine, ai putea să cari 5 de astea. Dar nu te ajută, ori are puterea, da, nu mai are. Cu asta poate stingi mașina. Și asta e adevărat. Cu asta stingi antena, atât stingi. Nu cred că stingi mașina, că ai văzut focul, imediat pleacă. Rapid și n-ai timp. Depinde nu cum... Nu ești pompier. Da. Sau eu. Francez, adică. Adică da, să știm să stingem focul rapid. Trusa mai desfăcut, citeam. Triunga mai desfăcut, citeam. Vesta e foarte bună. Ăsta e prima dată când folosesc. Jalnic. Da, e bun să fie decât deloc. Nu-ți ia talonul. Nu-ți ia talonul. Și toate, teoretic, te ajută. Cu cât costă toate? 150 de lei? Plus minus? Ai spus 23, 23, 50. De aproape 100, 150, 160 de lei. Și cu trusa nu, 160, 170. Uite, asta am zis și eu. Da. 160, da. 170. Da. Și ai totul... Exact.
Legal. Da? Și doar stingătorul și trusa expiră. Păi asta dai seama că n-au... Da, doar că eu am căutat să avem aici la ITP cu valabilitate până în 2028. Că sunt unele care expiră mult mai repede. Știi? Da, 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 fie 5 ani. Să stai să le urmărești mereu, să nu da, te înțeleg. Prindă cu ele expirate, știi? Uh-huh. E prima oară când desfacem și noi. Am făcut puțin deranj aici pe mașina ta. Sper că v-a plăcut. Dacă aveți întrebări, dacă le-ați folosit vreodată, voi așteptăm... Noi să sperăm că nu să le folosiți. Toată povestioara, da? Și noi sperăm să nu avem nevoie de ele. Cele mai uzuale, dacă mă întreb pe mine, sunt triunghiurile și Vesta. Că pană face cam toată lumea. Să spunem că pana e cea mai uzuală situație în care ai nevoie de triunghiuri și de Vesta. Da. Vă mulțumim. Ne vedem în următoarele episoade. Salut, pa! Pa!